Doamne, Tată, te laud, te ador, te slăvesc și îți mulțumesc că ești Domn, Dumnezeu, Stăpân și Creator. De aceea îmi pun viața, viitorul, familia, cauzele în mâna Ta și proclam biruința și puterea Ta cea mare peste ele și cred că Tu vei lucra și numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Te laud, te ador, te slăvesc și îți mulțumesc pentru Domnul Iisus Hristos. Vrednic ești Tu, Doamne, de slavă, de glorie, de cinste, de închinare, care a cumpărat oameni în orice limbă, din orice seminție, în orice popor. Îți mulțumesc, o Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, că în planul Tău de mântuire m-ai cuprins și pe mine un păcătos. Te rog, o Doamne, iartă-mi toate păcatele, curățește-mă în sânge sfânt curs pe crucea din Golgota și ajută-mă, Doamne, să nu mai păcătuiesc, să nu mai întristez fața Ta, ci să trăiesc o viață de biruință cu Tine și prin Tine, să cresc în asemănarea cu Tine, să fiu blând și smerit cu inima ca Tine, să iubesc cum ai iubit Tu, să iert cum ai iertat Tu, să mă dăruiesc semenilor cum Te-ai dăruit Tu, să trăiesc o viață de curățenie, de sfințenie, spre slava Ta, sub călăuzirea Duhului Tău Sfânt. Amin.